Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna mai. O lună mai care urmează după eclipse și vom simți unii dintre noi, unii poate că nu, aceste schimbări și, bineînțeles, după conjuncția Uranus-Jupiter din Taur, conjuncție care oricum ne va schimba viața în următoarele luni. Nu neapărat în aprilie, poate fi în mai, poate fi în iunie. Iată, sunteți cumva dezamăgiți sau am putea spune chiar sunteți sub influența unor persoane care nu vă doresc deloc binele. Am zice că încearcă să folosească magia neagră asupra voastră, fecioarelor. Uitați-vă, aveți aici prințul de monede care reprezintă fecioara, ascendent zodie în fecioară, un bărbat tânăr. Aveți un răspuns sau un bărbat care este un rege de spade. Vorbim de un bărbat în vârstă cu ascendent zodie în vărsător, care vine și vă comunică niște finalități cu aspecte de legalitate. Deci el își permite aceste lucruri, singurul regele de spade, să emită niște legalități, să emită niște reguli. Și totul este legat de un patru de bâte, vorbim de o casă, de căminul vostru, unde veți primi o veste care vă dă un fel de blocaj. Să vedem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi folosi celălalt tarot, fiindcă am spus că am făcut la toate zodiile o cruce dublă celtică. Deci luna mai. O regină de, o mare preoteasă, împărăteasa, regele de monede, o adevărată suită regală. Marea preoteasă este o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion, dar gândiți-vă la aspecte malefice, dă impresia unor aspecte benefice, dar este mai mult un fel de joacă, este o femeie care deține controlul. Ea își folosește intuiția și ea poate să o controleze și pe această împărăteasă, cu toate că e suverana, este împărăteasa, este Venus. Dar Marea Preoteasă deține știința, deține secretele împărătesei și oricând poate să o manipuleze. Barem pe acest rege de monede care reprezintă un bărbat cu ascendent zodie în Taur, cu atât mai mult. Singurul aspect la împărăteasă este faptul că și are o anumită autoritate, trebuie să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept și puteți să îl primiți. Dar tot timpul această mare preoteasă poate să se implice.
Și voi aici aveți un 7 de monede care arată că v-ați făcut niște planuri, v-ați dorit ceva, dar eforturile voastre nu sunt încununate de dorințele, de ceea ce primiți. Adică undeva ați greșit, vă asumați aceste greșeli, dar veți primi numai atât cât se consideră și va fi ceva mai puțin. Nu veți pierde, dar nu cât ați sperat. Poziția 1. Poziția 2. Aoleu. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Să începem cu ce lăsați în trecut. Uitați, lăsați efortul vostru făcut să țineți o situație dificilă sub control, să ieșiți din stagnare. Am zice că această stagnare v-a fost impusă de anumite persoane și voi vă doriți să ieșiți din stagnare, vă doriți să progresați, vă doriți să vă impuneți voința voastră printr-un triumf. Dar trebuie să vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre și s-ar părea că veți primi bani. Bani care vă dau șansa să investiți în voi, în primul rând, în lux, în bun gust, în cursuri superioare. Și haideți să vedem cum sunteți voi. Voi sunteți 10 de cupe, alături de familie, Marte în pește, deci o situație în care vreți să aveți familia alături, dar și să fiți alături de familia voastră. Și aici s-ar părea că veți primi o veste, unele dintre fecioare, cei care sunteți bărbați și aveți un aspect pe săgetător, s-ar putea să fiți voi cei care aduceți vestea în familie. Deci este o veste care vine în familie. Mediul vostru. Mediul vostru este acela de generozitate. Deci și voi dăruiți, dar și voi primiți. Întotdeauna 6 de monede arată generozitatea, dăruirea și în aceeași măsură primirea. Dar aveți aici o contestație. Cineva vă contestă. Vă contestă dreptul de a dărui, vă contestă dreptul de a primi daruri. Deci, de a fi cineva generos cu voi, este cineva care vi se opune total. Nu puteți să-i faceți nimic, fiindcă dacă ați sta să-l convingeți sau să o convingeți că nu este normală această contestare, fiindcă este legată de munca voastră, nu veți face decât să vă pierdeți timpul, să pierdeți bani. Este mai bine să îi lăsați în pace să vă vedeți de drum. Speranțele voastre sunt legate de conștiința voastră, de mentorul vostru care v-a îndrumat, v-a învățat și voi vreți să vă folosiți această conștiință a voastră, să vă bazați pe această conștiință a voastră. Deci, doiul de cupe arată că, trecând prin conștiința voastră, voi v-ați dori să vă împăcați cu cineva, să ajungeți la o înțelegere, la armonie, să cedați și voi, dar să cedeze și celălalt, astfel încât totul să fie bine pentru toți. Începeți luna mai,
cu o mică creativitate. Este o creativitate care o aveți în familie, unde aveți familia alături de voi în această mică creativitate. Este o creativitate care este la început, este admirată de ceilalți, dar dacă observați, nu sunt decât 2-3 boboci. Deci să crească acest trandafir și să înflorească așa cum este cel de 10 de monede sau 6 de monede, trebuie să aveți răbdare și să conduceți genial această mică creativitate împreună cu familia. Ce vă mai influențează în această perioadă este judecata. Vreți să treceți totul prin gândirea voastră, să analizați tot ce se întâmplă, să vedeți unde ați greșit, să vedeți ce puteți să îndreptați, să vă gândiți la o schimbare, dar această schimbare să fie benefică pentru voi, deci să vă aducă aspecte benefice și, în primul rând, totul este gândit și sau această gândire o aveți la o distracție, la o petrecere, unde cunoașteți persoane, cunoașteți și legați relații noi, arătați relațiile pe care le aveți și vă simțiți foarte bine. Deci este o schimbare pe care voi o gândiți. Dacă vrem să vedem concluziile asupra voastră, iată, vă doriți norocul. Vă gândiți că poate acum această roată a norocului se va mișca și în favoarea voastră, dar niciodată nu veți ști dacă va fi în crescătoare sau descrescătoare această mișcare a roții, după cum o face acest Sfinx. Este bine să încercați să vă aduceți această creștere, acest noroc pe care vi-l doriți, dorindu-vă ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, păstrând corectitudinea, ascundându-vă scopurile, păstrându-le secrete și fiind fermi în această atitudine a voastră, veți reuși să aduceți cheia puterii în palma voastră. Și acest lucru poate să se întâmple și prin această rivalitate. Sau poate să fie o greșeală această rivalitate, fiindcă pare să fie o hârjoneală de copii, cu mici bârfe, mici minciuni, mici răutăți, este ca o luptă, dar nu știți niciodată cine va câștiga și cine va pierde. Deci încercați să vă apropiați acest noroc, adică să vă aduceți acea cheie a puterii pe care voi vă doriți. Și blocajul vostru este destul de urât în viitor. Un 5 de spade care va duce clar o ceartă, o persoană care va veni și o să vă spună anumite lucruri care o să vă deranjeze, fiindcă și voi ați acumulat foarte multă răutate și suferință din partea acestei persoane și chiar o să vă certați, o să-i spuneți în față tot ce aveți de spus. Este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. Poate fi un bărbat care a urmărit să vă aducă în puterea lui, să vă țină legat de scaunul lui. Este diavolul, nu este o persoană care să aibă intenții bune. Deci este o persoană care urmărește intențiile rele și acest diavol este un viciu. Un viciu care poate să fie exploatat de acest diavol, pentru voi în viitor este un blocaj. Dacă vorbim de viitor, viitorul este eremitul. Viitorul arată că veți prefera să fiți retrași, să analizați, să gândiți, să să vedeți ce puteți să faceți pentru a schimba ceva în viața voastră,
Și în primul rând pentru a vă proteja, fiindcă eremitul este acel filozof care se protejează, acel filozof care simte primejdia, acel filozof care vrea să vadă prăpastia în întuneric. Trebuie să vorbesc mai rar. Acel filozof care știe că o piatră poate să distrugă o viață sau un imperiu. Știe că tăcerea este de aur, vorba este de argint. Și finalul este regele de cupe. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în scorpion. Un bărbat care își arată dorința de a vă arăta bunăvoință, dar este o persoană căreia trebuie să-i câștigați această bunăvoință, deci trebuie să fiți foarte atenți. Dacă este rănit, să răzbună. El poate să devină prăpastia voastră în dorința voastră de a schimba ceva, fiindcă este clar că voi sunteți într-o perioadă de stagnare și dacă vă doriți să ieșiți din această stagnare, stagnarea poate să fie legată și de această retragere a voastră și de acest 4 de monede care arată dificultăți cu banii, situații dificile în care trebuie să știți cum să folosiți acești bani astfel încât să puteți să vă descurcați, blocajul pe care îl aveți în viitor și finalul, acest nebun care arată că vreți să vă luați zborul, vreți să luați o șansă, dar această șansă poate să fie oprită de acest rege de cupe ca o dovadă a dorinței de a se răzbuna pe voi și este un risc pe care vi-l asumați. Trebuie să știți că întotdeauna când apare nebunul, reprezintă dorința voastră de a ieși din stagnare, de a începe ceva nou și riscurile pe care vi le asumați fără să le conștientizați. Voi veți spera că faceți totul cu inimă curată, că veți spera la bunăvoința divinității, dar de fapt s-ar putea să nu primiți această bunăvoință a divinității și din contră să aveți riscuri cu care să vă treziți mai târziu și când vorbim de aceste blocaje aduse de vicii și de acest diavol. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul, puteți să dați un like, să abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!